Merge camera, oare? Merge camera, mă, frate. Bine ați venit la Stax TV. Material Q&A cu un Audi A3 1.8 turbo. 2.8 turbo. Stai, mă, puțin. Care a fost 1.8 turbo, nu? Da. A fost 4? Da, de fabrică. Deci 1.8 turbo 4 care s-a transformat în 2.8 VR6 supraalimentat printr-o turbină legat la o cutie DSG. Stai să vedem aici că nu mai găseam întrebările, dar le-am găsit. Prima întrebare, am zis că, domnule, mașina asta este atât de rapidă, am zis câți cai are, oare? N-am specificat, nici nu specificăm că o să avem în întrebări, îți dai seama. Dar am zis, domnule, în mașina asta, pentru materialul Q&A, nu poți să pui o întrebare până la finish, nu? Așa a fost, bun. Până una alta îi dăm drumul la niște întrebări așa de încălzire, că oricum okay. Sunt foarte, foarte multe. Și de la start vedem dacă pot să pun o întrebare și tu dacă poți să răspunzi. Perfect. Face Willy? Întreabă cineva. Nu, nu face Willy. E 4x4, nu face Willy. Câți cai putere și ce cuplu are? 950 de cai putere și 1058 de Nm. 1058, bun. Da. Un băiat întreabă ce știe să facă? Nu știu, să meargă tare. Să meargă foarte tare. Astăzi ai mers cel mai bine 9,5 secunde pe 400 de metri. Îți vrei să te apăs eu? Ah. Da. E ok. Da, ok, bun. 9,5 secunde. Asta este culoar de 90, da? Da, am vorbit cu Donul. Da, lasă-l că nu e ok. Oamenii își fac datoria, ei nu știu că noi avem aici chiar și parasolar, să nu ne intre soarele în ochi. De ce spun asta? Pentru că mașina este street, adică la categoria street, mașinile cum trebuie să fie? În primul rând să fie tehnic, cu ITP valabil și așa mai departe, interiorul complet, să aibă scaune în față, scaune în spate, să nu aibă elemente ușurate, elemente tăiate, să nu... Știi, acum, scuză-mă că te întrerup, dar îmi rămâne în cap, știi, eu dacă eram la volan și venea băiatul ăla și îmi spunea, știi, ăsta e culoar de 9 secunde, îi spunem, așa și? Așa și? Tu crezi că eu dacă sunt de la street, ce? Așa e, da. Da, bun. Oamenii își fac treaba. E foarte frumos că oamenii își fac treaba. Ne întreabă cineva, 0-100. 0-100, 2,6 secunde, astăzi am cronometrat. 2,6 secunde, de la 0 la 100. Cu două schimbări de treaptă. Schimbă de două ori până la... O dată din 1 în 2 și din 2 în 3. Ce-și talentul tău, deja... Mi-e fricuță! E cald. Dacă se poate, este super, dacă se poate un episod cu el, asta facem aici un episod. Cineva întreabă, zice, mamă, ne dăm cu MTJ-ul, ce bine-mi pare. Hai MTJ-ule la start. Se fac bani din drag racing? Nu. Din păcate nu câștigăm poate respect, reclamă, dar nu bani fizici efectiv. Premiile nu sunt în bani. Băi, am o întrebare aici lungă, rău, nu știu de ce mi-a venit să o pun pe asta acum când suntem la start, înțelegi? Așa. Dar eu mă pregătesc, fii atent, când dai start, mă apuc de citit. Sper să pot să o citesc. Ne uităm la semafor, la da. Doilea bec. Alb. Eu stau cu capul aici, lipit de tetieră, ca să nu se vadă. Pot să spun. Când vrei tu! Dar vreau să ne dăm cu MTJ-ul. Încă o dată, a plecat MTJ-ul, aia e. Nu ne-a dat start. Care-i diferența de control al mașinii? Cu slicuri față de cauciucuri de stradă. Băi, frate, mi-era greu să citesc. Nu am văzut nimic oricum, adică m-am dat degeaba, băi. Băi, n-am văzut nimic, m-am uitat în telefon, am simțit așa un gol în stomac.
Rat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 . Am ajuns la finish. Și gata, ești nebun. Frate, ne-au încurcat că nu. Da, am așteptat prea mult pentru semafor. Am stat în lounge și nu e nicio problemă. Bun. Întrebarea era că noi continuăm. Continuăm așa. Continuăm Q&A-ul. Geamurile că. Da, te rog. Te rog, te rog. Care e diferența de control al mașinii cu slick-uri față de anvelope de stradă? Este o diferență foarte mare. Pe o pistă specială slick-urile sunt necesare, altfel nu ai aderență, însă pe stradă nu recomandăm folosirea slick-urilor sub nicio formă. Chiar dacă voi la curse folosiți niște slick-uri care au dot. Da, exact, doar că sunt foarte periculoase în condițiile în care pista nu e, mă rog, strada nu este curățată, există urme de praf și așa mai departe. Temperaturi și așa mai departe. Neavând profil, temperatură nu. Cât consumă? Cât consumă? De cap. Am eu o vorbă așa, 3000 de smiles pe RPM. Da. Bun, bun. Cât cai are? 950 de cai putere. Ok. Încercați să plecați cu a treia. Cum ai ajuns proprietarul mașinii? Am cumpărat-o. Așa? Și cât timp ți-a trebuit să ajungi de când ai cumpărat-o în momentul ăsta? Aproximativ 2 ani de zile. În 2 ani de zile ai făcut-o, te-ai mișcat. N-ai pierdut vremea. În principiu, anul trecut, în ianuarie, în 2018 ianuarie, am comandat primele piese, să zic așa, și anul ăsta am bătut targetul inițial. Care este targetul tău final al mașinii? Cred că targetul... Sau, adică, nu știu dacă poate să fie un target final în sportul ăsta, știi? Dacă o să mă opresc vreodată sau nu. Dar ca idee, targetul inițial a fost să merg 9,99 secunde pe 400 de metri. Deci sub 10. Sub 10. Astăzi am bătut de 3 ori în 3 run-uri targetul ăsta. Mai putem încerca să vedem dacă reușim să mai coborâm. Mai ai rezerve de putere? Mai ai lucruri de făcut la soft, rezerve, boost? Aș mai avea rezerve de putere, dar consider că pentru ce face mașina și categoria în care este încadrată nu merită să forțăm lucrurile mai mult de atât. Asta este părerea mea. Acum. Da. Ce se întâmplă la anul? Poți să oprești dacă vrei, să știi că noi putem să continuăm și cu motorul oprit. N-are... La anul, în funcție de cum vor fi categoriile, din câte am înțeles, vor să schimbe drastic categoriile și atunci va trebui să trec în configurație profi, pentru că nu mai este atât de fascinant să mergi la street și nu te bați pentru street. Da, tu ești câștigătorul de la street, nu? Da, la adică categoria mea, dar în principiu anul ăsta este best time street ever dintre toate mașinile care s-au dat la street, indiferent de grupă. La grupa mea sunt câștigător. Deci ești campion la street? Da, sunt campion la street la S6, la grupa în care mă încadrez eu, însă luând timp în calcul, cred că overall la street sunt campion. La anul profi. Sincer, îmi și place ideea de a avea o mașină street legal. După cum vezi, este întreagă, da. Are absolut toate elementele. Am ogrinzi rabatabile electrice, geamuri electrice, climă și așa mai departe. Clima nu este funcțională, dar există. Parcă nu aș vrea 100%, dar ca și timp aș prefera. Ca și timp aș prefera să o fac de profi. Atunci scad în timp. Mergi cu ea pe stradă? Ocazional. În acest mergi cu ea pe stradă, fiecare înțelege ce vrea. Exact. Fiecare înțelege dacă omul merge la plimbare, curse și așa mai departe. Nu intrăm, nu dezvoltăm, că n-are niciun rost. Nu despre asta este subiect. Duminica, știi? Sunday Driver. Exact. Îți mulțumesc de tot. Îți mulțumesc mult deci că n-am apucat să-mi pui întrebare. Băi, n-am apucat, sincer. Era și lungă. Că dacă era aia cu câți cai are, reușeam, ieșea repede și vedeam și cursa. Știi, vedeam și ceva din cursă. Am înțeles. Dar așa s-a întâmplat. La aia am ajuns. Și chiar mi s-a părut potrivită întrebarea pentru start, știi? Chiar conta între slick-uri și anvelope normale.
am avut o experiență cu o mașină, una 3 de 950 de cai, în care dacă oamenii mă vor întreba și cum a fost, n-aș putea să le spun, pentru că a fost prea repede. Dacă în evolurică de 800 cai pe stradă a fost wow și parcă la ăla am apucat să mă bucur, aici n-am apucat să mă bucur de absolut nimic. Nimic, mă, nimic, 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 nimic. Eu le spun tuturor că e ca și cum le dai pe, nu știu, zi tu, o super model, super femeie a visurilor lor, dar le dai pentru 3 secunde, frate. Sau două. Bă, 2 secunde faci ce vrei cu ea, înțelegi? Așa a fost și tura asta pentru mine. Îți mulțumesc frumos. Sper să ne vedem la Profi Campioni anul viitor. Ne vedem tot în finală. Probabil la drag. Da, 100%. Hai să oprim asta cumva.